În timp ce autoritățile din alte țări fac tot ce le stă în putință pentru a proteja locurile cu încărcătură istorică și a le pune în evidență, la noi, tocmai cei responsabili de păstrarea acestora le distrug. Un primar din Ialomița a construit o vilă pentru soția lui și a amenajat o plantație de viță de vie pe un șantier arheologic. Acum 3 luni, un altul a făcut excavații la cel mai mare sit din județ pentru a lua pământ ca să întărească un picior de pod. Ambele cazuri sunt în atenția procurorilor. Primarul Cristinel Lambru, din localitatea Gura Ialomiței, a vrut să-i facă soției un dar aparte și a construit acesteia o vilă la marginea comunei. Situl arheologic unde primarul din Gura Ialomiței a ridicat o vilă pentru soția lui și a amenajat și o plantație de viță de vie a fost cercetat pentru prima dată de arheologi în 1970. Aici au fost descoperite mai multe vestigii ale culturii Dridu din perioada Evului Mediu-Timpuriu. Toate sunt acum acoperite de proprietatea edilului. Arheologii de la Muzeul Județean din Ialomița spun că distrugerile sunt uriașe. Unele dintre obiectele deja excavate de aici sunt expuse la muzeu. Sfetnicul de la Luci, între primele elemente creștine din țară. Și tot aici s-au găsit ceramica aceasta, tip feudal, secolul IX. Primarul din Gura Ialomiței nu a cerut nicio autorizație în momentul în care a ridicat construcția, susțin cei de la Direcția de Cultură. În mod normal, ar fi trebuit să știe că acolo nu se poate construi, pentru că la primărie existau hărți care indicau situl arheologic. Proprietarul nu avea nici certificat de urbanism și noi nu am primit un dosar pentru care să-i eliberăm aviz de construire. Cazul a intrat și în atenția procurorilor, care îl cercetează pe edil pentru că a afectat un sit arheologic, dar și pentru abuz în serviciu. Eu nu am știut, sincer, cum sunt eu mare istoric, m-am născut eu, primarul comunei sunt eu, istoricul Pește Prăjit. Dumneavoastră, neavând toate autorizațiile de care aveați nevoie, de ce ați construit totuși? Ce să vă zic, e o întrebare de varaș. Luna trecută, parchetul de pe lângă tribunalul Ialomița a început o anchetă în cazul altui primar din Ialomița, care, tot fără avize, a excavat cu buldozerele situl arheologic unde se crede că s-ar afla fosta cetate de scaun a regelui Jet Dromihete.